Cocoșul și vulpea. Odată vulpea puse ochii pe un cocoș mare și gras pentru cină, dar, fiindcă acesta era iute de picior, scăpă de vulpe suindu-se într-un copac. Vulpea se prefăcu foarte tristă, deoarece cocoșul nu avea încredere în ea. De ce ai fugit de mine?" îl întrebă mirată. "Doream numai să te strâng în brațe ca pe un prieten." "Nu sunt atât de prost încât să cred spusele tale," răspunse cocoșul. "Înseamnă că tu nu ai aflat noutățile." "Despre ce noutăți vorbești?" întrebă cocoșul, prefăcându-se curios. "S-a dat vestea împăcării," pretinse vulpea. "Acum suntem cu toții frați. Coboară ca să ne putem îmbrățișa și noi în pace." "Dar mai repejor, căci sunt grăbită să-mi îmbrățișez și ceilalți frați." "Așteaptă numai o clipită," se prefăcu bucuros cocoșul, căci zăresc niște câini de vânătoare. "Ar fi mai bine să-i aștepți și pe ei. Sigur vor să te îmbrățișeze și ei pe tine, dacă și așa e pace." Fiind urcat în copac și păsând până în depărtare, vulpea crezu vorbele cocoșului și consideră că e mai bine să o ia la fugă. Dar înainte de a pleca, îi mai spuse acestuia: "Nu te-am mințit, dar trebuie să plec pentru că nu sunt foarte sigură că și ei au auzit vestea cea mare." "Cu siguranță că au auzit," răspunse cocoșul, "altfel nu s-ar grăbi să vină încoace. Stai, vulpe, nu pleca, de ce fugi?" Astfel scăpă cocoșul de vulpe. "E bine să știi cine e dușmanul dușmanului tău." Vulpea și anghilele. Era o zi frumoasă. Un pescar se îndrepta în drapul vioi al cailor spre casă de la lac cu o căruță plină de anghile. Trăia din pescuit, el și familia lui, iar acum trebuia să ajungă cât mai repede la piața de pește pentru a lăsa o parte din marfă. Niște bani în plus îi prindeau bine. Vulpea mergea plictisită pe drum când deodată simți un miros de pește și ticlui în minte un plan. Cum ar putea să-și facă rost ușor de o minunată cină? Și rată și vicleană din fire se gândi cum să-l înșele pe pescar. Astfel se întinse pe mijlocul drumului și se prefăcu moartă. Pescarul, fiind grăbit, nu o văzut decât în ultimul moment și abia reuși să oprească bitivii și căruța. Fu cât pe ce să treacă peste ea, coboră din căruță și se duse să o vadă de aproape. O privi mirat. "Urmă de glonț nu văd. Răni nu are. Oare de ce a murit?" Fără să bănuiască nimic, o puse în căruță peste restul încărcăturii. Se urcă în căruță și plecă grăbit mai departe. Între timp se gândea ce plană frumoasă o să-și facă din ea. Vulpea atât a așteptat să se vadă în căruță. A fost sigură că planul îi va reuși. Cum a pornit căruța, a început să arunce peștii jos, împingându-i cu picioarele. Văzând că se apropie de sat, a sărit și ea din căruță. A început să adune peștele de pe jos și s-a făcut nevăzută. Așa că pescarul cel credul a rămas și fără blană și fără pește. Vulpea și țapul. Într-una din zile, vulpea se plimba însetată pe câmp în căutare de apă. Găsi într-un târziu o fântână care avea apă numai pe fundul ei. Vulpea se uită ce fel de fântână era. Avea două găleți. În timp ce găleata plină urca, cea goală cobora,
după care cea goală se umplea și urca, iar cealaltă golită cobora în locul ei și așa mai departe. Vulpea se sui într-una din găleți care, sub greutatea vulpii, se lăsă repede la fund. Într-o clipă ajunse la fundul fântânii și își astâmpără setea. Dar acum problema era cum să urce înapoi. Se gândia că trebuie să tragă cineva pe acolo pe care să-l convingă să o scoată din fântână. Așa se și întâmplă. Un țap veni și el la fântână în căutare de apă. Vulpea îi explică cum funcționează fântâna, iar la sfârșit spuse: urcă-te în găleată, tu cobori, iar eu urc. Bine, dar după ce beau și eu apă, cum voi ieși din fântână? Întrebă celălalt. Asta este și mai ușor, tu urci și eu cobor. Țapul se sui în găleată și într-o clipă ajunse jos, iar vulpea ajunse sus. De îndată ce ajunse sus, aceasta ieși din găleată și dădu să plece. Așteaptă, strigă țapul, mi-ai promis că mă ajuți să urc înapoi și eu. N-am promis eu așa ceva, spuse vulpea. Eu nu mai am pomenit despre asta. Acum așteaptă răbdător că precis va trece cineva însetat pe aici. Și vulpea cea și rată își văzu mai departe de drumul ei. Broasca țestoasă și vulpea. Vulpea încercă toată ziua să vâneze ceva, dar nu găsi nimic. Înfometată, pentru că nu reuși să găsească nimic bun, prinse o broască țestoasă care stătea la soare pe malul apei. Dar nu reuși să-i spargă carapacea pentru a o mânca. Era foarte tare, iar broasca se ascunsese cu totul în carapace pentru a se proteja. Țestoasa a lăsat-o o vreme să se chinuiască și apoi s-a gândit să râdă pe seama ei păcălind-o. O fi vulpea vicleană, dar o lecție o să-i prindă bine, gândi țestoasa. Lasă-mă înapoi în apă, poate mă voi înmuia, îi sugeră broasca cea șmecheră. Și dacă mă păcălești? Întrebă vulpea. Nu te păcălesc. Știi tu vreo viețuitoare care trăiește în apă și are pielea tare? Peștii cum sunt? Dar broaștele? Are dreptate, se gândi vulpea. Precis se va înmuia și o voi putea mânca. Sfatul părea bun. Vulpea își duse prada la râu și o lăsă în apă. Broasca țestoasă este o foarte bună înotătoare și de îndată ce ajunsese în apă, dispărut din fața ochilor vulpii și apărut tocmai la mijlocul apelor râului de unde începu să strige. Vezi, am reușit să te păcălesc! Acum rămâi înfometată! I-a părut rău vulpii că i-a scăpat broasca țestoasă, dar și-a dat seama că oricât ar fi stat în apă, carapacea nu i s-ar fi înmuiat, deoarece aceasta trăiește și în apă și pe uscat. S-a pus cu cine nu trebuia. Vulpea vicleană și micul cocoș. Vicleana, renumita vulpe roșcată,
Căuta de două zile de mâncare și nu găsise nimic. A avut noroc în ziua aceea, găsi o gaură în gard, se furișă în cotețul găinilor și prinse un mic cocoș. Numai că găinile speriate au început să cotcotecească. Auzind hărmălaia, veni în fugă nevasta stăpânului și îl chemă și pe acesta în ajutor. Hai repede că a intrat vulpea în cotețul găinilor și a înhățat deja o pasăre. Acesta împreună cu slugile și câinii de vânătoare o luară în urmărire pe vulpe. Oamenii o cărau din toți rărunchii pe vulpe, iar câinii de vânătoare nu se lăsau nici cei mai prejos, fiecare dintre ei vrând să o prindă. Ce fel de vulpe ești?" spuse micul cocoș șmecher. Îi lași să te ocărească așa de tare și nici măcar nu le răspunzi? Auzi câinii cum se laudă fiecare că te prinde? Vicleana, fiind atinsă în orgoliul ei, se întoarse ca să le riposteze urmăritorilor. Blegilor, nu sunteți voi în stare să mă prindeți, de-abia alergați. Dar spunând astea, deschise gura să vorbească, iar micul cocoș îi sări din gură și îi zbură în primul copac și până în vârful lui nu se opri. Mândru nevoie mare că a reușit să o păcălească de acolo, îi spuse vulpii. Tu ești bleaga, prinde-mă dacă poți, hai urcă, unde pleci? Râdea de ea dând din creastă. Vicleana, în schimb, era mai preocupată să scape de urmăritori, așa că nu se mai uită la cocoș. Fugi rușinată și nu se opri până la vizuina ei. Războiul în aripatelor și al patrupedelor. Odată ursul și ciocănitoarea și-au declarat război unul alteia și toate patrupedele au sărit în ajutorul primului, iar toate înaripatele și insectele au sărit în ajutorul celei de-a doua. Înaripatele i-au ales pe purici să fie spioni și i-au trimis în tabără adversarilor. Comandantul suprem al acestora, vulpea, tocmai împărțea sarcinile pentru lupta din ziua următoare și explica semnele din codul pe care îl va folosi. Coada mea roșcată și înfoiată o puteți observa de oriunde, așa că voi da semnalul cu ajutorul ei. Dacă o țin dreaptă, înseamnă că totul este în ordine și puteți continua înaintarea. Dar dacă suntem în pierdere sau suntem încercuiți, o voi lăsa în jos și atunci vă veți retrage. A doua zi, patrupedele au pornit la atac. Sub picioarele lor vibra pământul de parcă era cu tremur, dar fâlfâitul aripilor adversarilor îl întrecea pe acesta. Parcă era vuietul unei vijelii. Conducătorul păsărilor, vulturul, după ce aflase planul inamicului, trimise o viespe și un țânțar ca să atace vulpea. Viespea o împunse pe vulpe peste tot, iar țânțarul o pișca de bot pentru a o deruta. Atacată de cei doi, vulpea nu mai putea să țină coada dreaptă, așa că fără voia ei dădu semnalul pentru retragere. Așa reușiră înaripatele, printr-o strategie bine pusă la punct de către un conducător abil, să învingă oastea patrupedelor. Morala? Ascultă cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura. Și nu este suficient să ai o minte bună, trebuie să o și folosești. Calul credincios și vulpe. Un arab avea mai mulți cai, dar unul dintre ei era bătrân. Era un cal care l-a servit credincios timp de mulți ani, dar pentru că a îmbătrânit, stăpânul lui vroia să se descotorosească de el. Dispar de aici, îi spuse, și să te întorci numai când vei fi la fel de puternic ca și un leu.
bietul cal a plecat. Pe drum s-a întâlnit cu o vulpe, căreia i-a povestit de soarta lui crudă. Acum nu știu încotro s-o apuc, aș vrea să mă întorc la stăpânul meu. Încă îl mai pot sluji. Nu te amără, culcă-te la pământ și prefă-te că ai murit, îi spuse vulpea. După care fugi la leu. Pe drum zace un cal mort, spuse, du-te și adu-l aici. Bine, se preocupă leu, dar cum îl voi căra până aici? Nu te îngrijora, prietene, îi răspunse vulpea, îl legăm de coada ta. Leul încuvință. Au mers până la locul unde era calul și vulpea legă coada calului de acea a leului. După ce strânse bine și ultimul not, mână calul, hop, hop! Auzind acestea, calul sări în picioare și așa fugi până la casa stăpânului lui, trăgând leul furios după el. Când stăpânul văzu acestea, strigă, bătrânul meu, prieten, ești mai puternic decât un leu, te primesc înapoi! De atunci, arabul nu și-a mai alungat caii când aceștia ajungeau bătrâni, pentru că un cal bun nu devine niciodată mărțoar. Nunta cu trei vulpi. Trăia odată o vulpe roșcată care, pe lângă că era frumoasă, mai era și bogată. Dar, din păcate, în urma unei tragedii, rămăsese văduvă. Aceasta avea ca slujnică o pisică. Umătra vulpe dorea să se căsătorească din nou, dar era foarte pretențioasă la alegerea pretendentului. Odată veni lupul și întrebă pisica, umătra vulpe este acasă? În camera ei. Du-te la ea și spune că vreau să o iau de nevastă. Slujnica se duse să-i transmită stăpânei cele spuse de lup, la care stăpâna o întrebă. Pantalonii îi sunt roșii și fața ascuțită? Nu, stăpână, nici vorbă, răspunse pisica. Atunci nu mă mărit cu el. Du-te și spune-i răspunsul meu. După lup urmă câinele, cerbul, iepurele, ursul și multe alte animale din pădure. Dar nimeni nu era cum își dorea cu mătra vulpe. Până la urmă își încercă norocul și un tânăr vulpoi. Pantalonii sunt roșii și fața ascuțită? Își întrebă văduva slujnica. Da, acesta are pantalonii roșii și fața ascuțită, răspunse pisica. Merg să-l văd pentru a mă convinge dacă este așa, spuse vulpea. Intrând în salon, dădu cu ochii de pretendentul la mâna ei și spuse, foarte bine, atunci ne putem pregăti de nuntă. Pisica merse în bucătărie și pregăti din ouă, făină și unt multe gogoși dulci. Celelalte animale ale păturii, deși au fost invitate, nu au venit la petrecere, dar cu mătra vulpe, tânărul vulpoi și pisica s-au înfruptat până nu au mai putut din bunătățile ospățului. Lupul și vulpea. Lupul o angajă pe vulpe ca servitor. Săraca vulpe nu mai putea să suporte stăpânul, numai că acesta era mult mai puternic decât ea, așa că nu avea de ales și trebuie să îl slujească mai departe. Du-te și adu-mi ceva de mâncare, îi porunci stăpânul, dacă nu, te voi mânca pe tine. Vulpea fura când o oaie din o gradă, când omleta pusă la răcit pe pervazul ferestrei,
dar de fiecare dată avea grijă să nu o vadă nimeni. Toate ar fi fost bune și frumoase dacă în marea ei lăcomie nu plecă chiar lupul la furat. A fost văzut și altoit bine, chiar el a dat vina pe vulpe și se supără pe ea. Într-una din zile îi spuse vulpii: vulpe, adun ceva de mâncare sau te înghit pe tine. Vulpea răspunse: este aici aproape o pivniță a unui gospodar. E plină cu tot felul de bunătăți, salam, șuncă, cașcaval, ți-o arăt unde este. În regulă, spuse lupul, dar nu mai vreau surprize, așa că vei veni cu mine. Printr-o deschizătură îngustă intrară amândoi în pivnița gospodarului. Lupul lacom se aruncă asupra mâncării, dar vulpea, în schimb, tot intra și ieșea prin deschizătură pentru ca în caz de pericol să o poată lua la fugă. De ce îți pierzi vremea în loc să mănânci? Întreba batjocoritor lupul. Eu de aici nu plec până nu mă satur. Chiar în acel moment, coborând pivniță gospodarul, cu o bâtă, pentru că deveni bănuitor auzind zgomotele venind din pivniță. Vulpea, care era mlădioasă ca la începutul venirii, reuși să fugă cu iscusință. Lupul, în schimb, pentru că avea burta prea plină, nu a mai încăput prin deschizătură, iar gospodarul îl altoi rău de tot cu bâta lui. Găinușa cu frușul. Într-o zi, vulpoiul o văzu pe găinușa pufroșu, o numi așa pentru că toate penele ei erau roșii, și din acel moment îi se făcu poftă de friptură. Fugi acasă și o instrui pe nevasta lui. Ascultă, vulpo, să pui o oală cu apă la fiert, pentru că vom avea găină la cină. De unde găină? Că nu am prins nimic, răspunse vulpea. O voi prinde eu pe pufroșu. Apa să fie fiartă, pe când vin ca s-o ciupelim. Ne vei face din ea o friptură gustoasă. Crezi că poți să o prinzi? Voi fi rapid, îmi trebuie doar un sac. Vulpoiul se întoarse la pufroșu pe care o prinse și o puse în sac cu așa repeziciune că nici nu mai a avut timp să strige după ajutor. Spre norocul ei, o porumbiță, prietena găinușei, văzu cele întâmplate. Se culcă de-a curmezișul cărării și se prefăcu că avea aripa ruptă. Vulpoiul cel lacom se bucură gândindu-se că va fi bună ca și aperitiv. Puse sacul jos ca să se poată mișca în voie, se aruncă spre porumbiță, dar aceasta cu măiestrie se ferea încercând să-l atragă din ce în ce mai departe, pentru ca puf roșu să poată scăpa din sac. Puf roșu reuși să iasă din sac și puse o piatră în locul ei, după care o luă la fugă. Porumbița, văzând că prietena ei a scăpat, își luă zborul. Vulpoiul lua din nou sacul în spinare și îl duse acasă, pentru că era sigur că găinușa se află în el. Acasă răsturnă sacul în oală. Din cauza pietrei, sări apa fiartă din oală, opărindu-l pe vulpoiul cel hain. Astfel, cei doi vulpe și vulpoi rămaseră flămânți, iar găinușa pufroșu îi mulțumi porumbiței pentru că îi veni în ajutor și o scăpă de nenorocire. Vulpița fără coadă.
Pădurea era mare și deasă, iar pericolele care te pășteau de intrai singur în ea erau multe. Nimeni nu îndrăznea să intre singur. Doar pădurarul și cu o echipă de vânători patrulau mereu să vadă dacă nu au intrat braconieri să pună capcane pentru a prinde animalele. Capcanele găsite le confiscau, iar animalele erau în siguranță. Ei încercau să protejeze pădurea și animalele pentru ca acestea să ducă o viață cât mai bună. Cu tot efortul lor, uneori se mai întâmpla câte o nenorocire. Astfel, într-o zi, o vulpiță își prinse coada într-o capcană. Speriată că va fi prinsă și omorâtă de oameni răi, se zbătuse săraca până când scăpă, dar prețul plătit nu fu mic. Coada îi se rupse și rămase doar cu un ciot. Era foarte rușinată din cauza lipsei acesteia, considera o mare nedreptate că numai ea nu avea coadă. După câteva zile în care stătuse în vizuină necăjită și rușinată, se gândi că nu putea rămâne toată viața în vizuină, că trebuia să iasă afară pentru a-și căuta hrană și inevitabil se va întâlni cu celelalte surate. Ar fi mult mai bine, gândea ea, ca nici celelalte vulpi să nu aibă coadă. Așa că atunci când le întâlni, începu să le convingă și pe suratele ei să-și taie coada. Coada, spuse ea, este numai o povară și nici nu este frumoasă și nici nu este o dovadă de noblețe. Atunci, îi răspunseră suratele ei, tu de ce nu te bucuri că nu o mai ai? Știi vorba aceea? Mai bine să te învidieze alții pe tine decât tu pe alții. Vulpița își dădu seama că greșise. Nu erau vinovate celelalte vulpi de nenorocirea ei. Bine că scăpase cu viață. Întrecerea între un crab și o vulpe. Într-o bună zi, un vulpe, mergând de-a lungul apei care curgea prin mijlocul unei poieni, văzu pe margine un crab nemișcat. Vulpea intră în vorbă. Crapule, am auzit că ești cel mai leneș dintre toți ai tăi, că nu ești în stare să alergi de fel. Să fie oare adevărat? Spre necazul vulpii, crapul se trezi din amorțire și răspunse destul de repede. Flecare-l cu mătră vulpe, alerg la fel de iute ca și tine. Nu te cred, spuse vulpea, decât dacă primești să ne luăm la întrecere. Pun pariu că sunt mai vioi ca tine, spuse crapul. Și-au fixat locul de sosire și au pornit. Vulpea se alerge de-a lungul apei, iar crapul firește prin apă. Crapul era remit de leneș, asta o știa bine vulpea, dar ea nu mai știa că, în schimb, era isteț. Așadar, de îndată ce s-a scufundat în apă, a și dat de veste. Și toți crabii, cât ai zice pește, au aflat de pariu și au hotărât să-i joace o farsă vulpii. Gâfâind din greu, vulpea, după ce alergase o bucată de drum, strigă înspre apă. Crapule, m-ai ajuns? Iată-mă, aici sunt, îi dădu răspunsul crapul din dreptul ei. Și tot așa ea continuă să întrebe și crapul, aflat în locul cel mai apropiat de ea, îi răspundea. Când ajunse vulpea mai mult moartă decât vie la locul hotărât de sosire, abia mai izputi să întrebe dacă ajunsese și crapul. Și crapul, de lângă ea, îi răspunse lenevos, tăvălindu-se pe marginea apei. Dacă ai ști de când aștept cu mătră vulpe, dar după cum văd, dacă am trecut multă vreme până să mă ajungi. În cele din urmă, vulpea și-a dat seama că a fost păcălită. Din ziua aceea n-a mai deschis gura să stea de vorbă cu crapii.
iar dacă a mai deschis-o vreodată, a făcut-o doar ca să-i înhațe. Doamna Vulpe. A fost odată un vulpoi frumos cu 9 cozi, care vrând să vadă cât de mult îl iubește soția sa, se aruncă la pământ și se prefăcu că a murit. Atunci doamna Vulpe urcă de grabă în camera ei plângând și o lăsă pe pisică servitoarea să se îngrijească de aleguri. Vestea despre năpasta care se abătu asupra casei doamnei Vulpi se răspândi de grabă, astfel că, nu după mult timp, un pețitor sosi la poartă. Doamnă Vulpe, un vulpoi tânăr și frumos a venit să vă pețească, o anunță pisica. Are 9 cozi ca răposatul domn vulpoi? O întrebă stăpâna casei. Nu, doamnă, nu are decât una. Atunci să meargă de unde a venit, căci nu-l voi primi în casă. După câteva minute a apărut la ușa vulpii un alt vulpoi, de această dată cu 2 cozi, dar nici acesta nu fu primit mai bine. Și tot așa se înfățișară mai mulți vulpoi, până când a apărut unul cu 9 cozi. Auzind una ca asta, vulpea coborâ ea însăși să-l primească pe tânărul venit împețit. Când, ce să vezi, domnul vulpoi numai ce se ridică și spuse... Dacă m-ai văzut mort, nici măcar nu te-ai gândit să-mi faci cele creștinești, dar la burtă și la măritiști te-ai gândit. Și nervos cum era, o scoase pe doamna Vulpe din casă, cu vulpoi și pisică cu tot. Așa rămase doamna Vulpe fără protecție, căci tânărul pretendent o părăsi. Și fără ajutor, căci servitoarea plecă și ea, dar și fără casă, rămânând pe drumuri. Vorba proverbului, destinul conduce jumătate din viața fiecăruia, iar caracterul cealaltă jumătate. Cum a ajuns câinele cel mai bun prieten al omului? În vremea de demult, câinele locuia împreună cu ursul. Își petreceau toată ziua împreună și erau buni tovarăși de vânătoare. Dar seara, când ursul încerca să se odihnească, era mereu deranjat de lătratul câinelui și îi spuse să plece. Câinele plecă supărat. În drumul său se întâlni cu o vulpe, care se bucură să-l aibă tovarăși. Ziua vânau împreună, iar noaptea se adăposteau în vizuina vulpii. Toate bune și frumoase, până într-o zi când vulpea îi spuse câinelui că lătratul său va atrage toate fiarele pădurii. Atunci câinele plecă iar. În pădure întâlni un iepuraș. Acesta se arătă încântat să-i devină prieten, dar de cum se lăsă seara și iepurele l-auzi pe câine lătrând, o luă la sănătoasa speriat. Câinele căzu atunci pe gânduri. Va rămâne oare singur toată viața? Își spuse să mai facă o încercare. Se îndreptă spre casa pădurarului. Ce spui, bunule pădurar, mă primești să locuiesc cu tine? Îți voi fi un prieten de nădejde, dar trebuie să te previn că latru când sunt fericit, când sunt trist, când simt că se apropie cineva, dar și când răsare luna.
Mă bucur mult că vrei să locuiești împreună cu mine, îi răspunse vânătorul. Îți voi pregăti un culcuș, te voi hrăni, iar în timpul zilei vom merge împreună la vânătoare. Iar în privința lătratului, să știi că nu mă deranjează. Dimpotrivă, în acest fel mă vei avertiza ori de câte ori voi avea câte un musafir. De atunci înainte, cei doi au devenit prieteni nedespărțiți. Porumbelul și vulpea. A fost odată un porumbel care se odihnea pe o rămurică. Cum privea el în zare, numai ce văzu o vulpe apropiindu-se. Nu-i prea plăceau întâlnirile cu cumătra, căci o știa vicleană, nevoie mare, dar acum era prea târziu să-și ia zborul. Bună dimineața, porumbelule! Ce zi frumoasă e azi, nu-i așa? Sunt atât de fericită acum că am aflat vestea cea mare! Bună dimineața și ție! Ce veste ai aflat? Întrebă politicos porumbelul. Cum? Tu nu ai aflat încă? Nu știi că animalele și păsările nu mai au voie să se atace între ele? S-a decis să trăim cu toții în pace și bună înțelegere. De acum înainte vom putea sta unii lângă alții fără să ne mai fie frică. Așa că, dragul meu, coboară de acolo și vino să te îmbrățișez. Porumbelul însă nu se lăsă păcălit, așa că îi răspunse. Nu știu ce să zic cu mătră. Uite, de aici, de la înălțime, zăresc doi dulăi care urmăresc o surată de-a ta. Și să știi că se îndreaptă tocmai înspre noi. Auzind una ca asta, vulpea o luă la goană, dar nu înainte de a-i răspunde porumbelului. Probabil că nici ei n-au aflat încă vestea cea mare. Exact cum am gândit. Nu renunți tu cu mătră vulpe la vechile obiceiuri, spuse porumbelul privind cum dispare vulpea în pădure. Vorba aceea, vulpea cât e de vicleană și de multe ori cade în cursă cu toate picioarele ei. Stursul și vulpea. A fost odată un sturs care își făcu cuib într-un copac la marginea unei păduri. Într-o zi, numai ce apăru o vulpe care se puse să scuture copacul ca să arunce ouăle stursului la pământ. Acesta se rugă de cu mătră să le cruțe și promise în schimb ceva de ale gurii. Vulpea acceptă, așa că porniră amândoi spre sat. Pe drum văzură o bunică împreună cu nepoțica ei, ducând cu ele un coș plin cu bunătăți. Atunci sturzul se prefăcu a avea aripa ruptă și ba încerca să zboare, ba se târa pe pământ prin apropierea lor. Fetița dădu să-l prindă, iar bunica lăsă coșul cu bunătăți la o parte și sări în ajutor. Atunci vulpea se repezi spre coș și se ospătă bine. A doua zi, vulpea apăru iar lângă copac și se puse să-l scuture, iar stursul promise că îi va oferi în schimb băutură din cea mai bună. Văzând un țăran venind de la târg cu un butoi de vin, stursul se așeză tocmai pe cepul acestuia. Omul, când îl văzu, luă securea și o aruncă după sturz, dar nu nimeri decât cepul. Vinul se scurse, iar vulpea bău în voie vin de e cel mai bun soi. A doua zi, vulpea veni după obicei la copac. Stursul îi promise ceva ce nu mai văzuse. Vulpea bucuroasă primi tocmeala.
Atunci sturzul o legă la ochi și o duse în mijlocul codrului, unde știa că trei vânători poposiseră de cu seară. O dezlegă la ochi tocmai când aceștia erau în fața ei. Vulpea, văzându-i, se sperie peste măsură și o luă la sănătoasa. De atunci sturzul nu o mai văzut vreodată și putu să-și vadă de ale sale în liniște și pace.